De-a lungul mai multor decenii s-a întâmplat ceva destul de bizar într-o regiune din vestul Statelor Unite, o regiune care include și baza militară super secretă, cunoscută sub numele de Zona 51. Acolo au avut loc mai mult de 2000 de incidente tragice care implică avioane, unele dispărând pur și simplu. De fapt, s-au întâmplat mai multe fenomene ciudate în acest loc numit Triunghiul Nevada decât în faimosul Triunghi al Bermudelor. S-ar putea să sune SF, dar credeți-ne, s-au întâmplat mai multe lucruri ciudate aici și toate au fost bine documentate. Hai să le investigăm și noi. Pentru început, unde se află mai exact acest triunghi din Nevada? Și da, este parțial în Nevada, dar cuprinde de asemenea și zone din California. Dacă privești o hartă a Statelor Unite, imaginează-ți că schițezi un triunghi al cărui punct nordic este în Reno, de acolo trasezi o linie dreaptă în sudul statului până în California, mai exact până în orașul Fresno, și apoi la un unghi de 90 de grade trasează următoarea latură până ajungi în statul Arizona. În interiorul triunghiului format se găsește faimosul oraș al păcatelor Las Vegas. Acolo se găsește și Parcul Național Valea Morții, la fel și Zona 51. În interiorul acestui triunghi este foarte multă pustietate, fiind format în cea mai mare parte din deșert, dar totodată și din munți acoperiți de zăpadă. Au fost destul de mulți oameni care și-au găsit sfârșitul în sălbăticia acestei regiuni uriașe și la fel de multe aeronave. De aceea, mulți numesc această zonă și cimitirul avioanelor. S-a speculat mult timp de ce atât de multe aeronave par să nu poată traversa această zonă. Au fost o mulțime de accidente stranii care s-au întâmplat în acea regiune, iar dacă luăm în considerare faptul că 2000 de avioane au dispărut în ultimii 60 de ani, atunci înseamnă că în fiecare lună au dispărut câte 3. Da, destul de nebunesc, însă astăzi vom afla și de ce. Poate că una dintre cele mai cunoscute victime ale triunghiului din Nevada este bărbatul pe nume Steve Fawcett. El a fost un om de afaceri de succes, dar era cunoscut pentru faptul că a doborât multe recorduri în domeniul aviației. El a devenit primul om care a înconjurat globul pământesc atât într-un balon cu aer cald, cât și la bordul unui aeroplan. Este inutil să mai menționăm, dar Steve știa să-și facă treaba. De fapt, ar fi fost foarte greu de găsit un pilot mai bun decât el. Putem menționa toate succesele și recordurile pe care le-a dobândit, dar am vorbit tot videoclipul doar despre asta. Însă, pe lângă faptul că era un pilot extraordinar și a înregistrat multe recorduri mondiale, el a urcat de asemenea pe cele mai înalte vârfuri din lume, a concurat în diverse curse auto și atunci când aceste lucruri nu s-au dovedit suficient de palpitante, a alergat în ultramaratoane prin munți pustii, dar din păcate Steve nu a putut să treacă de Triunghiul Nevada. În dimineața zilei de 3 septembrie 2007, el s-a urcat la bordul unui avion ușor cu viteză convențională din seria American Champion Decathlon de pe aerodromul privat din Nevada. Nimeni nu știe de ce a decolat în acea dimineață, dar unii oameni au presupus că fie a zburat de plăcere, fie pur și simplu cerceta regiunea. Steve nu a depus niciun plan de zbor, dar nu era un lucru ieșit din comun în cazul său, totuși era ciudat că nu s-a mai întors în aceea zi. Avionul său a dispărut, dar era echipat cu un emițător de localizare de urgență care în cazul în care detectează probleme cu aeronava trimite semnalele către bază. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar transmițătoarele respective erau cunoscute pentru faptul că se defectau ocazional sau cel puțin asta este ceea ce vor ei să crezi. A avut loc o căutare uriașă într-o zonă care se întindea pe mii de kilometri pătrați, dar crezând că el s-a prăbușit în munți, această căutare a fost incredibil de dificilă. Echipa de căutare era alcătuită din mulți oameni și chiar dacă nu l-au găsit pe Steve, ei au descoperit rămășițele a numai puțin de alte 8 avioane. Atunci când echipa nu a găsit nimic, au intrat în scenă companiile de tehnologie care au fotografiat întreaga regiune cu ajutorul sateliților, însă fără niciun succes. Credeți sau nu, cei care îl căutau au apelat chiar la clarvăzători, însă nici aceștia nu l-au putut găsi. Dacă Steve s-a prăbușit, având în vedere abilitățile sale de supraviețuire formidabile, poate că ar fi rezistat o vreme în pustietatea din Triunghiul Nevada, dar pe măsură ce timpul trecea, apropiații săi și-au pierdut orice speranță că acesta va fi găsit în viață.
După mai bine de 2 săptămâni, căutările au fost oprite, iar Steve a fost considerat decedat, însă în speranța că a rezistat pentru mult timp și la insistențele familiei, căutările au început din nou, însă încă o dată fără succes. Se spune că aceasta a fost cea mai complexă căutare din istoria modernă a Statelor Unite, doar că nu a dat roade. La aproape un an de la dispariție au fost găsite niște documente în Sierra de Est, Nevada, la aproximativ 100 de kilometri de locul de unde decolase acesta, care s-au dovedit în cele din urmă că aparțineau lui Steve. Căutările au fost reluate și s-a descoperit că avionul său s-a prăbușit pe o creastă de munte într-o zonă sălbatică numită Ansel Adams Wilderness. Au fost descoperite părți ale avionului, dar unde era Steve sau ce a rămas din el? Ei bine, nu după mult timp au fost găsite niște oase care au fost identificate mai târziu ca fiind ale sale. Între timp a fost descoperită o pereche de Adidas cu urme de mușcături de animal, de aceea se crede că a murit la momentul impactului și animalele sălbatice au împrăștiat părți ale corpului său în acea zonă. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din America a emis mai târziu un comunicat care spunea că motivul prăbușirii este că pilotul s-a întâlnit cu turbulențe ale aerului care depășeau capacitatea avionului de a urca în altitudine. La accident au contribuit și curenții de aer nefavorabili, altitudinea mare la care zbura bărbatul, densitatea atmosferică de la acea înălțime și terenul montan unde s-a prăbușit. De aceea, acesta este fără îndoială cel mai faimos caz de deces din Triunghiul Nevada, însă au dispărut și avioane mai mari. Una dintre cele mai cunoscute tragedii a fost în februarie 1969 și a implicat un avion numit The Gambler Special. Era denumit astfel pentru că deseori transporta bărbați cărora le plăcea să parieze în renumitele cazinouri din Nevada. Acel avion a lovit o stâncă, a alunecat pe zăpadă și toți cei 35 de pasageri de la bordul aeronavei au murit. Se pare că pilotul a ales o rută diferită, iar lucrurile nu au decurs conform planului. Din nou, găsirea rămășițelor avionului a fost incredibil de dificilă pentru echipa de căutare. Acum o să vorbim despre David Steves, un fost locotenent al forțelor aeriene americane. El zbura cu un avion de antrenament atunci când lucrurile au luat o întorsătură urâtă și a fost nevoit să se catapulteze din avion. Bărbatul se afla în mijlocul pustietății și în ciuda faptului că a avut loc o căutare la scară uriașă, acesta nu a putut fi găsit foarte repede. S-a presupus că a murit chiar dacă nu au fost găsite rămășițele avionului. Cu gleznele rupte și înghețat, David s-a târât 30 de kilometri prin munții considerați impracticabili. Bărbatul s-a târât pentru 15 zile fără adăpost sau mâncare. Cum a supraviețuit este un miracol până și în prezent. Din fericire, el a ajuns în cele din urmă la o cabană părăsită unde a găsit niște conserve cu șuncă și o undiță. Nu putea să meargă prea departe în starea care se afla, era la limită, însă cel puțin și-a putut procura hrana. În timp ce se chinuia să supraviețuiască în cabană, prietenii și familia îl plângeau, dar după 52 de zile, niște excursioniști l-au găsit pe David la cabană. Și această poveste ar fi avut un final fericit dacă el nu ar fi murit într-un accident aviatic 8 ani mai târziu. Chiar și piloții bine antrenați au prăbușit de nenumărate ori în aceste zone și în unele cazuri nu au fost găsite rămășițele avioanelor sau cel puțin corpurile lor. S-ar putea să nu sune prea surprinzător dat fiind terenul neospitalier din Triunghiul Nevada, dar acest aspect nu i-a oprit pe teoreticienii conspiraționiști să speculeze că se petrec lucruri putrede acolo și că unele avioane dispărute pot fi cumva legate de baza militară ultrasecretă Zona 51 și uneori chiar de extraterestri. Dar haideți să rămânem cu picioarele pe pământ și să discutăm despre ceva numit unda orografică. Nu, nu sunt legate de valurile oceanice, ci de vânturi rapide antrenate pe versanții munților, care provoacă oscilații ale aerului pe crestele lor. Dacă acest fenomen apare atunci când un avion zboară din întâmplare pe acolo, acesta poate fi purtat de vântul puternic, iar în unele cazuri piloții pot pierde controlul aeronavelor, similar cu o barcă purtată de valuri. Poate că un surfer profită și se distrează de pe urma valurilor, însă piloții nu au scăpare și se prăbușesc pe stâncile munților.
Vremea în munți este adesea imprevizibilă și în afară de unda orografică ne mai putem lovi de curenți de aer descendenți care pot de asemenea să strice ziua unui pilot experimentat. Un expert a declarat următoarele pentru un post de radio din Nevada. Este destul de simplu ca un avion mic să fie prins în bătaia curenților montani și să nu aibă puterea sau capabilitatea de a scăpa din acea situație. Este foarte ușor să pierzi controlul avionului în aceste condiții. Cel mai faimos incident unde un avion a fost doborât de curenții de aer descendent s-a întâmplat în 1985, atunci când un avion Delta Flight 191 s-a prăbușit, provocând decesul a 137 de persoane, iar alte 28 au fost grav rănite. Profesorul Kelly Redmond, un climatolog de la Institutul de Cercetare din Reno, a vorbit cu moderatorii postului de radio KNPR din Las Vegas despre ce s-a întâmplat cu acest caz particular din Triunghiul Nevada. El era destul de sigur că incidentul nu a avut nicio legătură cu arme secrete sau cu extratereștri. Redmond a declarat că totul s-a întâmplat pur și simplu din cauza intemperiilor vremii. El a adăugat, vânturile urcă ușor din partea de vest a munților, dar apoi are loc această descendență rapidă care naște turbulențe violente și poate provoca incidente aviatice. El a spus că majoritatea avioanelor dispărute sau prăbușite în Triunghiul Nevada erau avioane mici care, dacă sunt prinse în curenții descendenți, pur și simplu nu au puterea necesară să iasă din acea situație periculoasă. Redmond a mai spus că acești curenți descendenți lovesc avioanele cu forța cascadei Niagara și chiar dacă Steve Fawcett a fost un pilot experimentat care putea ieși din majoritatea situațiilor dificile, atunci când ești lovit de un curent descendent, nicio aptitudine nu te poate salva la timp. El a adăugat că, într-o zonă atât de vastă, este ușor să te înșeli cu privire la poziția ta. Piloții decolează pentru a vedea incredibila priveliște oferită de munții Sierra Nevada și sfârșesc drept mâncare pentru animalele sălbatice. Așadar, există într-adevăr un mister uriaș acolo? Ei bine, nu trebuie să cauți mult până să găsești detectivii din mediul online care spun că unele avioane dispărute au fost doborâte de către extratereștri sau au servit drept țintă de antrenament pentru armata americană. În cele din urmă sunt o mulțime de oameni în lume care cred că armata ascunde multe secrete întunecate în hambarele din deșert. Unii teoreticieni cred că extratereștrii ar fi putut răpi pe toți acești oameni, dar până în prezent nu există dovezi solide care să confirme faptul că extratereștrii decurg la aceste gesturi sau cel puțin că există. Însă, mai mult ca sigur, Triunghiul Nevada este o zonă ca oricare alta unde uneori vremea rea pune piloții în dificultate. Fie asta, fie unii piloți au nevoie de mai mult antrenament pentru a fi capabili să traverseze o asemenea întindere sălbatică. Poate că ați văzut și voi la televizor sau pe diverse site-uri că sunt unii oameni care cred că armata americană a dezvoltat o tehnologie care poate face lucrurile să dispară și să reapară după bunul plac, adică teleportare. Însă rămășițele avioanelor dispărute sunt găsite în fiecare an de către excursioniști, deci este o teorie greu de acceptat. Dacă ați citit seria cărților Missing 411 scrise de către fostul ofițer de poliție David Paldis, veți vedea că în SUA, cel puțin din spusele autorului, sunt multe locuri în care grupuri de persoane dispar fără urmă, inclusiv în Triunghiul Nevada. El crede că se petrec lucruri ciudate, greu de explicat, dar dacă ne uităm cu atenție la caracteristicile reliefului din aceste zone, vom înțelege de ce au loc tot felul de accidente și dispariții. Mulți oameni dispar în zona Triunghiului din Nevada nu doar în urma prăbușirilor cu avionul. În cele din urmă este o zonă montană acoperită de păduri pline de animale sălbatice. Este destul de ușor de explicat cum poate sfârși cineva acolo, dar pentru că este o regiune vastă, persoanele dispărute sunt foarte greu de găsit. Este foarte periculos să traversezi zona, indiferent de calea pe care o alegi. Ne cerem scuze dacă acest videoclip a distrus magia Triunghiului din Nevada, însă pur și simplu nu am putut găsi suficiente cazuri care să nu poată fi explicate de un fenomen meteorologic cunoscut. Voi sunteți convinși sau nu încă? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!